Jurnalul unei puști este cartea mea preferată pentru că este de tip bandă desenată, iar ea este scrisă de Jeff Kinney și în această carte este vorba despre un băiat pe nume Greg. El și prietenul lui cel mai bun, Rully, au avut multe întâmplări împreună. De exemplu, au făcut o casă bântuită de Halloween.